Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Iată că se termină și cea de-a treia lună din an și în câteva zile o să intrăm în aprilie. Astăzi o să vorbim despre săptămâna 29 martie până pe 4 aprilie, o săptămână plină de sextile, cele care ne aduc o mulțime de oportunități. Luna aprilie, trebuie să țineți cont, va fi una foarte ocupată din punct de vedere astrologic, așa că vă sfătuiesc să vă ascultați de pe acum previziunile pe aprilie, la fiecare zodie în parte și la ascendent, ca să fiți pregătiți cu ceea ce urmează. Le-am postat pe toate, ceva vreme în urmă. Ca evenimente importante pentru săptămâna 29 martie 4 aprilie. Pe 29 martie, soarele este în berbec și face conjuncție cu Chiron în berbec. Și în același timp, soarele face sextil cu Saturn și asta înseamnă evenimente cu bătaie lungă. Tot pe 29, Mercur în pești conjunct cu Neptun în pești la 21 de grade. Iar Venus este la cea mai mare strălucire a sa din tot anul. Și face sextil cu Saturn, ceea ce înseamnă că cineva intră în viața noastră și va fi pe termen lung. Mai avem ceva ce se numește trigonul regal pe semn de aer, unde sunt implicate Luna, Saturn și Marte. Acest trigon aduce stabilitate, dar și elevare spirituală și intelectuală tot pe termen lung. Tranzitul lui Mercur în pești până pe 4 aprilie este evenimentul săptămânii, mai ales că este pe rezonanță cu planeta Neptun. Este un tranzit care ne crește intuiția și ne face să vedem aspecte ale vieții și ale situațiilor din această viață într-o altă perspectivă, mai bună, mai actualizată. Conjuncția dintre Mercur și Neptun ne încurajează să ne urmăm calea inimii și să trecem peste obstacole. Iar Mercur ne îndeamnă să fim fermi și să ne menținem punctul de vedere dacă avem încredere, sigur, în viziunea noastră. Să vedem acum pentru fiecare zodie în parte cum stau lucrurile. Berbec și cei cu ascendent în berbec. Voi o să găsiți soluții extraordinare și o problemă o să vă fie luată de pe cap. În prima parte a săptămânii, abilitățile de comunicare, intuiția și sensibilitatea vor avea un rol important în ceea ce privește dragoste. Adică ești gata să inovezi, să descoperi și chiar să schimbi. Te vei baza pe valori sigure pentru a evolua la nivel sentimental și o să folosești bunul simț pentru a crea o atmosferă pozitivă între parteneri. Conjuncția dintre Neptun și Mercur de la începutul săptămânii vă determină să aveți o introspecție legată de trecutul vostru. De asemenea, intuiția voastră este mult mai mare, mult mai accentuată. De aceea este bine să ascultați, să vedeți ce vă dezvăluie ea, mai ales că există mari șanse a unor revelații. Mercur tranzitează în semnul vostru zodiacal și vă trezește nevoia de a explora multe alte posibilități. De a fi mai sociabil, de a comunica într-un mod mult mai bun și mai eficient. Ideile voastre sunt clare și o să vă exprimați și mai clar decât până acum. Relația de dragoste sau, mă rog, cu partenerul are ceva sincope, deoarece s-a întâmplat ceva în trecut, dar nici tu, nici partenerul nu ați avut curajul să vorbiți despre asta în mod deschis. Și dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, adică o să vorbiți deschis despre ce vă doare, viitorul relației va fi cam nesigur. Financiar este o săptămână cu noroc la bani, adică o creștere salarială sau un bonus, o compensație și chiar un câștig la loto. Totul este în favoarea voastră pe acest plan în această săptămână. Pe partea de sănătate, eu recomand multă mișcare, fie la sală, fie în aer liber, pentru că energia voastră este plină de neastâmpări, adică nu aveți stare de niciun fel. Atenție la odihnă, adică să dormiți mult și să încercați să aveți un somn de calitate. Taur. Conjuncția dintre Mercur și Neptun de la începutul săptămânii vă inspiră și vă conectează la latura voastră spirituală. O să vă alegeți conversații profunde și semnificative în locul celor superficiale, asta pe plan social. Creativitatea voastră se dezvoltă și o să căpătați o viziune
mai clar asupra unor anumite chestiuni care vă preocupă. Mercur tranzitează în berbec și vă determină să depistați anumite detalii ascunse din diverse situații ale vieții voastre. Așa că fiți atenți la mesajele subliminale care vă sunt adresate. Peste tot sunt ele, trebuie numai să le vedeți. Viața amoroasă însă va fi frumoasă și împlinită, așa că puteți fi mândru de eforturile voastre, de dialogul deosebit și sporit și diplomația, ați văzut că ele dau roade. De asemenea, senzualitatea te-ar putea apropia și mai mult de partener, de jumătatea ta. Acolo unde, să fim sinceri, ai cam neglijat anumite aspecte. Gemeni și ce e cu ascendent în gemeni. La voi totul este despre relații în această săptămână. Conjuncția dintre Mercur și Neptun de la începutul săptămânii vă trezește ghidarea interioară și vă aduce claritate pe calea inimii. Adică știți exact ceea ce trebuie să faceți și este bine să vă recunoașteți sentimentele. Este acel moment în care logica poate fi greșită, iar instinctele sunt cele care vă oferă răspunsurile corecte. Mercur tranzitează în berbec și vă dă ocazia să vă conectați cu cei apropiați vouă, într-un mod mult mai spiritual și mult mai armonios. Așa că lăsați-vă inspirați de dorințe și de idealuri, pentru că există o atmosferă care se cere a fi fructificată pentru a avea parte de o adevărată împlinire. Viața sentimentală este bogată în emoții puternice și noi posibilități, pentru că drumul devine mult mai clar. Pentru cei singuri, o să întâlniți oameni plăcuți și plini de optimism. Dacă sunteți într-o relație, vă gândiți la schimbări în cuplu, adică fie să aveți un copil sau orice fel de schimbare care să ducă relația pe un stadiu superior. Din păcate, este posibil să ai și niște acțiuni mai puțin inspirate și vei avea tendința de a acționa nesăbuit, iar acest lucru o să lase ceva urme într-o relație serioasă. Posibil ca tu și partenerul tău să nu reușiți să vă puneți de acord cu privire la o chestiune importantă. O să mai vedeți în aprilie cum stau lucrurile. Pentru RAC, conjuncția dintre Mercur și Neptun are loc în sectorul expansiunii și a extinderii cunoașterii. Așa că o să vă încurajeze să vă urmați visurile și idealurile, să vă dezvoltați aptitudinile în ariile care vă oferă de fapt o împlinire sufletească. Și mai ales să vă recunoașteți sentimentele, deoarece cel mai important lucru în viață este să faceți ceea ce vă place și vă dă satisfacție. Mercur tranzitează în berbec și vă activează sectorul statusului social și al idealurilor profesionale, ceea ce dă startul unei perioade foarte bune pentru voi în carieră. Este momentul să vă exprimați viziunea cu fermitate, cu mult curaj și să profitați de orice posibilitate care vă duce la îndeplinirea obiectivelor. O să dețineți controlul asupra banilor și chiar o să puteți să începeți să faceți ceva economii. Veniturile o să crească pe măsură ce noile proiecte înaintează, pentru că eu v-am spus, de săptămâna trecută aveți nevoie de noi proiecte. Oamenii spun că sunteți negociatori foarte buni și riscurile pe care îndrăzniți să le asumați se vor dovedi a fi foarte profitabile pe termen lung. Așa că trebuie să aveți ambiție. Și pentru că este posibil să primiți o funcție înaltă, asta v-ar putea schimba foarte repede calea profesională înspre bine. Leu și cei cu ascendent în Leu. Conjuncția dintre Mercur și Neptun are loc în sectorul intim și cel al transformărilor. Este o perioadă în care orice gânduri, orice sentimente, orice emoții reprimate necesită o recunoaștere din partea voastră. Să le spuneți. Să nu vă fie teamă să spuneți ceea ce aveți pe suflet. Doar asigurați-vă că o faceți într-un mod delicat. Vor avea loc multe clarificări în plan personal, în cel intim. Iar dacă vă exprimați confuz și cu dubii, o să dați loc de neînțelegeri.
Mercur tranzitează în berbec și vă activează sectorul expansiunii și al extinderii cunoașterii, ceea ce face din perioada următoare o oportunitate excelentă de a vă urma visurile, de a depune și mai mult efort pentru împlinirea dorințelor voastre. Fiecare pas pe care îl faceți în această direcție va fi unul care contează, dragii mei. Astrele vor satisface fiecare așteptare și vor amplifica șansele de succes în dragoste. Așa că fiți îndrăzneți și mai presus de toate, trebuie să credeți în voi, în puterile voastre, în talentele voastre. Veți avea ocazia să schimbați vechile obiceiuri în relații. Și pentru că nu vă plac certurile, veți evita de asemenea acestea cu orice preț. În ceea ce privește banii, în această săptămână va trebui să depuneți eforturi mai mari decât de obicei pentru a vă dezvolta afacerea sau orice fel de proiect profesional, o să aveți nevoie de finanțare. Așa că apucați-vă de pe acum să vă găsiți partenerii de investiții. Fecioara. Conjuncția dintre Mercur și Neptun are loc în sectorul parteneriatului la voi. Acest lucru arată faptul că e cazul să vă exprimați sentimentele pe care le aveți în relațiile voastre. Fie că e vorba de planul sentimental, fie de cel profesional, este timpul să vă faceți cunoscute punctele de vedere, adică să aveți curaj de a clarifica anumite lucruri sau de a duce o relație la un alt nivel sau a spune pur și simplu ce considerați că trebuie schimbat, adică spuneți totul cu voce tare. Mercur tranzitează în berbec în sectorul planului intim și vă încurajează să acordați o atenție mai mare confortului vostru personal. E bine să evitați ceea ce vă dezechilibrează. Este timpul să eliminați orice chestiune din viața voastră care nu este aliniată dorințelor voastre. Și mai este ceva, o să acționați ca un fel de magnet. O să atrageți pe toată lumea, adică o să trăiți momente minunate și o să cuceriți ceva inimi. Dacă ești singur de ceva vreme, îți vei schimba atitudinea față de situația romantică actuală. Adică vei învăța să te bucuri mai mult de lucrurile bune pe care ți le aduce singurătatea, fiindcă are și ea avantajele ei. Așa că te vei bucura și de ceva întâlniri intime, pasagere, foarte plăcute și nu te vei simți vinovat pentru asta. Iubirea adevărată va apărea în viața ta, te asigur de asta. Dar între timp, învață să te bucuri din plin de fiecare dintre etapele vieții tale. Balanța, dragii mei! Conjuncția dintre Neptun și Mercur vă activează sectorul muncii, al sănătății și al stilului de viață. Și este momentul să faceți acele schimbări semnificative în rutina voastră de zi cu zi, care să fie pe deplin acord cu obiectivele voastre. Dacă observați că un anumit obicei sau program nu vă oferă rezultatele dorite, atunci este cazul să-l schimbați sau chiar să-l înlocuiți. Dacă starea voastră fizică nu este la nivelul așteptărilor, este bine să faceți un control medical și să depistați acele chestiuni care vă deranjează și să le eliminați. Nu este exclus să vă schimbați planul alimentar sau să începeți un program sportiv. Mercur tranzitează în berbec în sectorul parteneriatului și o să vă ofere mult curaj în abordarea pe care o aveți atât în plan privat cât și pe plan profesional. Este momentul să vă exprimați sentimentele și viziunile într-un mod constructiv. Astrele favorizează noi întâlniri în cazul în care sunteți singurei și disponibili. Așa că, dar dacă ești implicat într-o relație, tu vrei ca persoana iubită să ia deciziile pe care trebuia să le ia de mult timp și de aceea o să începi să pui presiune pe partener. Însă nu prea ai idee la ce să te aștepți de la partenerul de cuplu și de la relația voastră, pentru că el când este afectuos, când dispare fără motiv, chiar cu gândul. Realitatea este de fapt că tu nu ai nevoie să-ți spună cineva ceva, pentru că tu știi exact ce se întâmplă, doar că nu ai curaj să accepți, nu ai curaj să recunoști.
Pe partea financiară ai scăpat de datorii. Afacerile funcționează fără probleme, iar flerul tău la acest capitol este extraordinar. În această săptămână îți poți permite luxul chiar de a învăța pe alții. Scorpion și cei cu ascendent în Scorpion. Conjuncția dintre Mercur și Neptun vă activează sectorul armoniei, al creativității și al iubirii și vă îndeamnă să puneți în practică cele mai strălucite idei pe care le puteți avea. Este momentul să vă faceți cunoscute calitățile, talentele, să aveți încredere în aptitudinile voastre și să mențineți o atmosferă pozitivă în jurul vostru. Mercur tranzitează în berbec sectorul muncii, al sănătății și al stilului vostru de viață și vă încurajează să faceți acele schimbări care vă îmbunătățesc vizibil calitatea vieții, mai ales dacă ați avut anumite planuri și anumite viziuni de pus în aplicare în ultima vreme. Schimbări mari apar în viața voastră sentimentală, adică ajungeți la o răscruce de drumuri care ar trebui să vă permită o mai bună exprimare și o mai bună afirmare a personalității voastre. Așa că o să vă puneți la îndoială niște trăsături, o să le puneți în umbră și o să le păstrați doar pe cele care vă ajută să vă dezvoltați. De fapt, sunteți în căutarea independenței și o să vreți un spațiu mai mare în care să vă exprimați. Acestea sunt doar niște schimbări în tine care te ajută să vezi lucrurile mai clar. Așa că vei începe să-ți analizezi comportamentul mai obiectiv decât până acum și în acest fel vei putea să-ți determini unde greșești, care sunt greșelile pe care de fapt le faci în mod constant. Oricum, ești pe drumul cel bun, așa că mergi în continuare așa. Veniturile sunt în creștere, dar din păcate nu o să ai timp să cheltui acești bani. Săgetător. Conjuncția dintre Mercur și Neptun vă activează sectorul casei și al familiei și vă încurajează să luați atitudine față de aspectele importante din această zonă. Fie că e vorba de o inovație, o renovare de fapt a casei sau de niște discuții care să clarifice niște chestiuni importante cu cei apropiați, voi o să vă bucurați de o energie pozitivă, care o să vă ajute să atingeți nivelul de progres pe care vi-l doriți, de fapt. Mercur tranzitează în berbec în sectorul armoniei, al creativității și al iubirii și vă determină să profitați mai mult de momentul prezent, să spuneți ceea ce simțiți și să vă urmați inima. Zona copiilor, a plăcerilor, este favorizată și pot apărea evenimente neașteptate, dar în mod sigur pozitive. Este un moment bun pentru dragoste, să vă îndrăgostiți. Singurul lucru neplăcut este că unele dificultăți pot apărea pentru nativii singuri, fără parteneri, pentru că temperamentul lor îi îndepărtează de iubire, iar ei refuză să recunoască acest lucru. În aceste zile nu faceți investiții și nu începeți niciun fel de parteneriat. Pentru că nu veți avea o gândire foarte limpede, iar acest lucru vă duce spre niște alegeri greșite, care o să vă afecteze în mod simțitor situația financiară. Adică o să aveți tendința să faceți niște erori copilărești, care în mod normal nu le faceți, nejustificate, care pot duce la ceva pierderi financiare. Capricorn. Conjuncția dintre Mercur și Neptun vă activează sectorul comunicării și vă încurajează să vă ascultați intuiția atunci când este cazul să luați o decizie pentru viitorul vostru. Așa că o să explorați toate posibilitățile și o să vă puneți la curent cu toate informațiile din domeniul care vă interesează. Inspirația și creativitatea sunt la cote maxime acum, de aceea este bine să vă exprimați ideile cât mai clar pentru a vă deschide ușa acestor oportunități. Mercur tranzitează în berbec în sectorul casei și al familiei și vă determină să acordați o atenție mult mai mare mediului domestic.
Dacă ați neglijat relațiile cu cei apropiați, este momentul să le restabiliți și să vă bucurați de confortul casei voastre. În ceea ce privește banii, veți avea o săptămână minunată. În aceste zile, astrele vă vor ajuta să rezolvați o parte importantă din problemele cu care v-ați confruntat și care v-au afectat atât de mult. Soluțiile vor ajunge la voi prin cele mai neașteptate mijloace și vor fi surprinzătoare. Dacă ești singur, apetitul pentru dragoste revine, așa că vei dori să-ți încerci norocul și vei avea și succes atunci când vine vorba despre seducție. Vor exista vești neașteptate, dar foarte bune în domeniul iubirii. Persoanele care se despartă acum sau divorțează vor avea parte de liniște în aceste zile, pentru că, deși separările uneori sunt dureroase, în cazul vostru, nu. Vărsător. Conjuncția dintre Mercur și Neptun activează sectorul valorilor materiale și al stabilității. Și este momentul să vă preocupați mai mult de modul în care vă distribuiți resursele, banii. S-ar putea să descoperiți o modalitate ingenioasă de a avea câștiguri mai mari. Dacă aveți idei strălucite în planul profesional, e cazul să le puneți în aplicare. Mercur tranzitează în berbec și vă activează sectorul comunicării, ceea ce dă startul unei perioade în care veți fi mai interesați să explorați posibilități noi, să vă dezvoltați cunoașterea și să formați legături solide cu cei din jurul vostru. Toată atenția va fi acordată partenerului de viață. Parcă sunteți dispuși să faceți compromisuri ca să nu supărați persoana de lângă voi. Eforturile din trecut au dat roade în ceea ce privește comunicarea. Așa că mergeți spre anumite schimbări pe care încercați să le transmiteți și partenerului. Acum nu știu dacă o să meargă chestia asta. Pe de altă parte, dacă sunteți singuri, o să începeți căutarea, iar astrele vor fi de partea voastră. Așa că bucurați-vă din plin de această săptămână. Pești și cei cu ascendent în pești. Conjuncția dintre Mercur și Neptun are loc chiar în semnul vostru zodiacal. Adică este vorba de voi și despre voi. Și o să vă activeze sectorul individualității, prin urmare este timpul să vă dezvoltați aptitudinile și să străluciți. Aveți noroc în toate planurile esențiale ale vieții și o să vă bucurați de oportunități, dar și de multe revelații. Acum este momentul excelent de a vă urma ce spune inima. Mercur tranzitează în berbec și vă activează sectorul stabilității și al valorilor materiale, motiv pentru care este bine să vă asigurați că acțiunile sunt în concordanță cu dorințele. Și dacă observați că aveți anumite dubii sau confuzii, este cazul să le clarificați. Veți experimenta schimbări bune în ceea ce privește dragostea, pentru că ați avut ceva probleme serioase cu stima voastră de sine până acum, adică nu v-ați considerat suficient de valoroși. Și de aceea relațiile nu erau tocmai pe drumul corect. Partenerii obișnuiau să vă abuzeze psihologic și ați acceptat acest comportament. Din păcate, cu toate acestea, de acum încolo va trebui să începeți să vă iubiți mai mult pe voi, pe propria voastră persoană, și o să vedeți că datorită acestui lucru viața amoroasă se va schimba radical în bine. Pe plan financiar o să obțineți profit, cu economiile stați foarte bine, iar o creștere salarială, dacă sunteți angajați, se vede la orizont. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog să țineți cont de sfatul astrelor. Și mai ales nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube pentru a primi automat toate noutățile. Vă pup, dragii mei!